Un medicament inovativ împotriva coronavirusului dezvoltat în Statele Unite va fi testat în România. Anunțul a venit de la președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila. Este vorba despre Remdesivir, un medicament avansat care este foarte aproape de a fi aprobat de autoritățile americane. Țara noastră face parte dintr-un demers coordonat de Organizația Mondială a Sănătății, în cadrul căruia se vor desfășura studii comparative între acest medicament și alte terapii. Primele rezultate ale testelor ar putea apărea curând. Și alături de noi prin telefon este domnul Cătălin Harnage, a fost președinte al SIE. Bună ziua, domnule Harnage, mulțumesc pentru intervenție. Da, bună ziua și dumneavoastră. Lumina de la capătul tunelului a venit pe 18 martie. Da. A venit pe 18 martie când compania care fabrică acest medicament Remdesivir a cerut Agenției Americane a Medicamentului o autorizare ca acest medicament să fie produs sub un act special, o lege specială americană, care prevede că în cazul unor boli rare, compania care fabrică un medicament împotriva acelei boli are exclusivitate pe piață timp de 7 ani. Aprobarea din partea FDA-ului, a Agenției Americane, a venit pe 23 martie. Ceea ce înseamnă că testele care s-au făcut începând din 25 februarie pe 1000 de pacienți au avut rezultate bune. Vreau să vă spun că Remdesivirul a fost folosit și în România, da, pe un program pe care această companie americană l-a intitulat program compasional și care a fost derulat până de curând, având rezultate pozitive, așa cum s-a văzut pentru cazurile extreme. Așa că ne putem aștepta ca într-o săptămână, două, când Organizația Mondială a Sănătății va lua act de rezultatul testelor, să avem un prim medicament pe piață. Atât de repede? E o veste bună dacă ar putea să ajungă așa cum spuneți. Da, eu mă gândeam că dacă ei au cerut aprobarea Agenției Americane și au și primit-o, probabil că deja rezultatele sunt promițătoare, oricum foarte bune, și se așteaptă ca în următoarea perioadă, având în vedere că toate testele au fost aprobate și gestionate și de Organizația Mondială a Sănătății, lucrurile să meargă mult mai rapid și în cazul implementării acestui medicament, cu toate că este o injecție intravenoasă, acestui medicament în foarte multe locații. Deja i-au deschis câteva locații în Statele Unite, unde medicii folosesc acest medicament și doresc să deschidă și în alte locații din Europa, mai ales în țările care sunt foarte afectate de COVID-19. Domnule Harnage, aveți informații dacă aceste testări ale medicamentului făcute la noi în țară au constat în faptul că au fost pacienți care au primit acest medicament și s-au vindecat? Știți acest lucru? Acest medicament a fost trimis de compania americană într-un program mai mult, hai să spunem, umanitar, care s-a numit, cel puțin pentru spitalele din România, programul compasional. Acest program, care a fost până acum, cred că s-a încheiat săptămâna trecută, fiindcă compania americană a trecut la un program, la alt program care se numește un program de extindere a accesului la acest medicament, considerând că partea, hai să spunem, umanitară ar trebui să se oprească și să continue doar în cazurile severe la copii și la femeile gravide și să se treacă la un program de extins a folosirii acestui medicament. Da, și la noi în țară eu cred că s-a folosit acest medicament, n-am o sursă exactă, dar știu că au ajuns doze și în România. Mulțumesc frumos, domnule Harnage. Remdesivir, un medicament care ar putea intra și la noi în perioada următoare, un medicament testat în țara noastră și pe care americanii acum vor să-l scoată pe piață, pentru că, potrivit informațiilor oferite și de domnul